În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 21 de nave fără operațiuni portuare. 12 dintre acestea erau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 6 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, miercuri erau 7 nave, 5 pentru portul Constanța și 2 pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 22 noiembrie, 55 de nave erau sub operare. 50 se aflau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau miercuri dimineață 28 de nave. Dintre acestea, 18 așteptau pentru operare, iar 10 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 37 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 17 nave străine și 20 de nave românești. De asemenea, în portul Midia se afla o navă românească.